După ce a ratat ocazia de a obține puncte prețioase din confruntările cu Dinamo și FC Hermannstadt, formații care erau cotate cu șansa a doua la victorie, FC Viitorul se pregătește pentru partida următoare împotriva celor de la FC Argeș. Confruntarea cu formația din Trival îi găsește pe constanțeni într-o postură foarte delicată, aceștia fiind obligați să obțină duminică cel puțin un punct pentru a nu pierde contactul cu formațiile aflate deasupra zonei fierbințe a clasamentului. În momentul de față, Viitorul se află la o lungime în spatele lui Dinamo București și Astra Giurgiu, primele echipe aflate deasupra liniei care separă locurile care duc în Liga a doua. Misiunea elevilor lui Cătălin Anghel se anunță însă una foarte dificilă, mai ales în condițiile în care FC Argeș este una dintre formațiile în formă ale play-out-ului și împotriva căreia n-a obținut decât o remiză în confruntările din sezonul regulat. Nu seamănă niciodată un meci cu altul, o situație cu alta, așa că vom avea un meci, știm că vom avea un meci dificil, însă știm că avem nevoie să dăm totul pentru a câștiga și a ieși din zona fierbinte. Înaintea partidei cu FC Argeș, care este programată duminică pe arena centrală a Academiei de Fotbal Gheorghe Hagi din Ovidiu, FC Viitorul are 23 de puncte și se află pe loc de baraj pentru menținerea în Liga 1.